Salutare! A venit vremea, inevitabilul s-a produs. Chiar ne întrebam când va apărea. Olight a început să schimbe seria de vânătoare. Serie ce vânătorii probabil, adică nu probabil, sigur au auzit de lanternele Olight. Prima lanternă din noua serie este Warrior X. Arată în felul ăsta. Avem 2000 de lumeni, 560 de metri distanță de iluminare. Ce mai avem aici? Este prima lanternă din lume. Da, să vă spun pe scurt ca să vă captez atenția. Alimentată cu 18650, ce scoate 2000 de lumeni și 560 de metri distanță de iluminare. E foarte mult, ținând cont capul este la fel ca modelul precedent, extrem de rezistentă, extrem de rezistentă. Prima lanternă ce e dotată cu senzor de vibrație ca să ne anunțe nivelul bateriei, să ne spună când mai avem 30%, de exemplu, să ne pregătim, să conservăm energia sau chiar trebuie să o, deci nu mai trebuie făcut nimic de acum să te uiți la ea, doar o simți în pușcă dacă o pui pe armă sau în mână, vibrează în coarnele bicicletei, oricum ai folosi-o, ea vibrează finuț, foarte interesantă funcție, o să vorbim despre ea pe larg, da? Și prima lanternă din lume ce se conectează la un, la acel fir tactic pentru vânătoare, magnetic. Este incredibilă lanterna asta, deci chiar m-a dat pe spate, așteptam cu nerăbdare să vedem ce poate să scoată Olight după seria asta veche care a practic nu a existat, nu există concurență pentru M23, pentru M3X, le știți prea bine. Avem, aici ne întâmpină cu un anunț, adică schimbă modul de utilizare a unei lanterne tactice sau de vânătoare și așa este, o să vedeți imediat de ce. Deci ce era până acum senzație maximă, acum vă garantez că este ceva incredibil, deci îmi place maxim lanterna asta. Avem husa cu lanternuța imediat, să scot eu toate accesoriile astea, un inel tactic și un încărcător. Acum este reîncărcabilă, totul este aici. Thank you. În fine, manualul nu-l mai scoți și limba română. Așa. Bun. Husa de cordura, foarte bună calitate. În fine, dacă o puneți pe armă, nu prea vă interesează, dar e ok, că pentru că se poate folosi și separa lanterna asta cu foarte mare succes. Așa. Priviți ce minunăție. Cât de interesant arată. O să fac ăsta review ăsta să fie detaliat și cine n-are răbdare o să mai fac unul pe scurt. Da? Deci avem aici un inel tactic, iar aici avem un încărcător magnetic. O să dau la o parte și cutiuțele. Acumulatorul este de asemenea inclus. Da? Să nu uitați să luați protecția asta, că nu va funcționa. Acumulator de foarte bună calitate cu descărcare mare de 15 amperi HDC 3000. Vă sfătuim să folosiți acumulatorii Olight, pentru că avem nevoie pentru, nu știu cum se pune asta, n-am fost atent. Avem 2000 de lumeni și nu poate să atingă performanțele astea cu orice acumulator, dar ea va funcționa. Inel tactic se poate pune în locul ăstuia, o să discutăm mai târziu despre el, în fine. Pentru a reîncărca această lanternă, avem un încărcător rapid de 1 amper. Hai să scot asta de aici. Tot ce avem de făcut este să lipim chestia
Deci gata cu multe încărcătoare suplimentare, doar lipim ăsta aici și mufa cealaltă o introducem în orice sursă USB. Ea nu este inclusă, dar puteți folosi încărcătorul de la telefon, o baterie externă, adică o puteți încărca acum în teren, deci nu mai trebuie nici măcar să duceți până la mașină, dacă nu o folosiți, o băgați la încărcat. Deci oferă lanternei un avantaj enorm. Eu folosesc acum o baterie externă. Da? Și încărcarea a plecat, avem un LED roșu aici, se face verde când e gata. Deci foarte, totul este extrem de simplu acum. Din cauza asta au spus ei că se schimbă modul de folosire al lanternei. Așa, hai să vă arăt. Uitați, asta este M23-ul, lanterna ce a scris istorie. Asta este noul Warrior X. Practic este pe aceeași platformă, asta bate 400 de metri, asta 560, da? Și cu foarte multe funcții în plus față de asta, asta se schimbau modurile de aici, așa, asta nu, totul se face de aici și e mai simplu ca asta, o să vorbim imediat despre, deci nu știu, foarte multe de spus, cred că îl fac de oră. Hai să termin și cu ăsta. Asta e noul remote și ce avem de făcut, deci nu mai deșurubăm ăsta și doar îl lipim aici și pornește. Iarăși au fost și pe ăsta puse două funcții noi, adică o apăsare scurtă rămâne aprinsă, încă una se stinge, dacă apăsăm lung ca înainte, ea se va stinge, e momentary on. Foarte simplu, deci totul este la superlativ și nu e doar părerea mea, adică este realitatea. Iar din nou, Olight scrie istorie în domeniul de vânătoare. Da? Butonul ăsta de aici, da? Se are doar, deci lanternuța asta are doar două funcții, mare și mic, atât, punct. Da? Asta vor vânătorii. Apăsăm mic, deci are două, practic are două curse, deci la prima cursă e mic, da? Când apăs ușor pe buton. Se aprinde mic, dar micul ăsta nu e chiar mic, adică bate sănătos. Așa, iar dacă apăs tare, ea trece pe maxim, direct. Firul când se conectează, ea întotdeauna accesează modul maxim. Da? Pentru că, na, asta vor vânătorii, punct. Asta a făcut-o Light. Simplitate, nu mai am nevoie. Moduri, să mutăm, să mișcăm. Nu, pun pe armă, montez prinderea magnetică, pac, am montat-o, ăsta se lip, totul e magnetic, totul se face în sub o secundă. Toate operațiunile, da? Încărcarea. Pac, am venit, am pus-o, da? Există multe echipamente, se știe, cine e vânător știe, da? Bă, am multe la mine. Lasă-mă cu încărcătoare separate, gata, asta e tot. Da? Vrem să o încărcăm, am pus aici, se încarcă când o folosim, vrem să o scoatem de pe armă, pac, am scos-o de pe armă. Deci totul se realizează în sub o secundă. Este ceva incredibil. Da? Pun butonul, vreau să o folosesc pe armă, am pus butonul, da? Nu mai vreau să folosesc pe armă, o dau jos și vreau să mă joc cu ea în mână, am desfăcut butonul și gata, și o folosesc. Da? Foarte simplu, foarte eficient, 560 de metri și un punct perfect concentrat, puțin, chiar puțin mai mare ca la vechiul model. Chiar o să fac o comparație afară, dar o lumină caldă, frumoasă, ăla la M23 vechi nu prea îmi plăcea, chiar era puțin cam rece, adică în situații de ceață se pierdea mult, nu se mai vedea bine. Acum nu-i lumină galbenă, e o lumină caldă, așa cum trebuie să fie în vânătoare și în operațiuni tactice, dar bună și pentru un uz casnic, adică o putem prinde pe bicicletă, o putem avea într-un rucsac, o putem băga în buzunar, că e cam mare, dar e o lanternă de bun simț. Ia uitați cât de mică e. Da? Poate ai să pun față de un telefon. Da, e mai puțin înaltă ca un telefon. O să vă povestesc acum la modul general. Pentru vânătoare o să fac un clip dedicat. Se poate scoate, deci clipsul de buzunar se poate prinde de orice echipament normal. Se poate scoate acest
inel din metal, da? Bineînțeles că și clipsul trag de el acum și iese, dar na, nu îl mai scot. Așa putem monta ăsta, clipsul ăsta tactic, dar cred că trebuie scos clipsul tot, nu, trebuie scos clipsul și apoi montat ăsta. E, și acum am transformat-o într-o lanternă tactică, în fine, la noi, adică pentru poliție mai mult de ținut în mână, la asta mă refer când spun tactic, da? Adică să am un grip bun așa, în fine, la noi nu e mare căutare pentru asta. Da? Vedeți, stă foarte bine aici, e într-un mare fel, ea a fost creată în special pentru piața americană, adică oamenii ăștia știu ce fac, se targetează lucruri serioase. Vânătoarea asta, adică nu vreau să fiu, dar vânătoarea asta este o glumă pentru lanternele astea. Ele se montează pe arme. În fine. Bun, hai să o facem la loc. Deja ea a fost lansată de ceva în timp, n-am avut timp, au venit sărbătorile, n-am mai m-am ocupat de ea. În America toată lumea este pur și simplu, sunt numai review-uri pozitive, toată lumea este dată pe spate, deci citiți puțin în America să vedeți ce euforie cu lanterna asta și deci practic au fost din nou ridicată ștacheta pe domeniul de vânătoare și tactic. Tot este rezistentă la apă, bineînțeles, la șocuri, asta nu mai trebuie, chiar o să vreau să fac niște teste de astea de rezistență, cum nu s-au mai văzut cu lanterna asta. Cei de la Olight au mare încredere în ea. La fel, senzorul ăla de vibrație acum este încărcată, nu face nimic. Cum funcționează, să vă spun pe scurt, când ajunge la 30% am impresia, începe să vibreze scurt o dată pe minut, deci o dată la minut face un mic de tot, dar se simte o vibrație, o simțim în ea, deci nu se sperie animalele, nu, e doar o vibrație ca la telefon, dar foarte finuță, deci o dată pe minut la 30%, când mai are 30%, când se ajunge la, mai știu, parcă 20% face puțin mai des, de vreo câteva ori pe minut și când mai 10%, adică e aproape terminată, ea va vibra destul de, la un interval destul de rapid ca să ne anunțe, băi, încarcă că o să rămâi fără până la urmă sau conservă-ți energia, nu mai aprinde de atât de multe ori. Dar excelent, deci excelent, că de multe ori rămâneam fără baterie, nu știam cât nivelul, trebuia să o scos, să mă uit, chiar și la M3X când aveam butonul ăla, trebuia să mă uit, să nu uit, să mă, da, era o nebunie. Acum totul este, nu se mai mișcă nimic la lanternă, nu se mai face, nu, deci totul este genial. Bineînțeles, ea mai are un mod, dar încă o dată, cred că e pentru America, mie mi se pare nefolositor. Se desface ăsta așa, se ține apăsat și se strânge la loc și în momentul ăsta am schimbat-o pe modul tactic, adică țin apăsat lung, e stroboscop și e momentary on, da? Adică umblu așa și pac, apăs, în fine, apăs puțin, e, dar nu rămâne aprinsă, e tot momentary on pe maxim. Deci ăsta este mod pentru poliție, pentru americani l-au cerut în general, mie nu mi se pare, pentru vânătoare la noi nu mi se pare folositor, însă dacă există și la noi doritori, se poate seta, ați văzut foarte ușor, deci se desface puțin, se apasă, se strânge la loc. Deci foarte simplu, lanterna rămâne așa pentru totdeauna. Acum am dus-o în modul normal, cum vine implicit în fabrică. Da, încă o dată, butonul ăsta este ceva senzațional, deci au reușit, deci vă dați seama, deci lanternuța mea stă așa, deci buton plat, 1, da? 2, are două funcții, da, apăs puțin pe ea, da, și are și momentary on. Da? Ia, cum era moment, că nu mai știu, a, apăs mai puțin. Da, uite, asta nici nu știam, o descoper acum cu dumneavoastră. Ha, ce tare! În fine, nu îmi place momentarea asta. Bun, deci două funcții principale, apăsare normală se aprinde pe modul mic, apăsare până la capăt, fermă și face, îl simțim la mână și un mic click de confirmare, modul maxim, 2000 de lumeni, da?
Deci avem două funcții, avem este plat, se efectuează și încărcarea prin același buton. Lipim ăsta și am pornit încărcarea, o băgăm la USB. Da? Și ultima funcție și cea mai importantă pentru vânătoare, conectăm firul magnetic. Și firul ăsta, atenție, se conectează foarte tare. Da? Deci nu stați fără grijă, ăsta nu va zbura de aici, totul e gândit. La fel, funcții noi pe fir, tot prin butonul ăsta. Deci nu mai există. Este prima lanternă din lume cu caracteristicile astea și singura. M23-ul, sper că nu greșesc, dar le-au luat celorlalți producători de top, da? Să o egaleze, cred că mai mult de un an jumate, doi. Da? Asta, hai să vedem acum, că în fiecare clip zic, hai să vedem ceilalți în cât timp ajung, că în timp de domnul la fel, prima oară a fost băgat de Olight și la vreo un an jumate, doi au început și ceilalți să-l bage. Deci Olight setează targetul pentru pentru lanternele de vânătoare. Da? Cam asta este lanterna. Nici n-am ce să vorbesc mult, că e atât de simplă, că până la urmă vânătorii, dar nu numai vânătorii, dar în special mă duc în zona asta, deci asta vor oamenii, deci nu vor multe moduri, multe nebunii, ceva simplu, simplu, eficient, performant, rezistent în timp, bun la preț, este foarte bun la preț pentru că are totul inclus, da? Ea pare mult mai scumpă ca M23-ul, dar trebuie să ne gândim că este totul inclus, acumulator inclus, încărcător inclus, deci nu mai aveți nevoie de nimic, totul e pregătit pentru vânătoare, mai aveți nevoie de un firul ăla magnetic și de prindere și un filtru verde și asta e tot, da? Sau prindere de bicicletă, în fine, deci totul este pregătit pentru asta, e exact ca mașini. Antena asta e exact ca mașina Tesla, ea e pregătită, când fac ai o schimbare, pac, umblă puțin în soft și gata, le-au făcut pe toate la fel. Deci este regina lanternelor în momentul ăsta, pe segmentul ăsta, cu capul ăsta atât de mic, da, de 40, nu știu cât are cap, în fine, îl vedeți cât e de mic, da, că nu, dacă facem cap mare, deja intrăm în altceva, când ne ducem în zona lui M3X. Da? Deci acum regina asta este în această zonă, da? Nu mai există absolut nimic, când fac eu clipul ăsta nu mi-e frică să afirm, prima lanternă din lume cu caracteristicile astea și cea mai bună și eu cred ca opinie personală și nu greșesc, urmăriți clipurile mele, fac de 10 ani clipuri și niciodată nu am greșit, le vor lua celorlalți. Să zic acum de data asta minim un an jumate, măcar să se apropie la performanțele astea. Deci vibrația asta este excelentă. Și gândiți-vă, eu vorbesc acum în a copia ceva. Da? Deci Olight a dezvoltat singurela, a investit mulți bani în lanterna asta, mult timp. Da? Că una e să copiezi și una e să o faci tu de la zero și să o faci să funcționeze, să o pui și pe piață, să o pui și pe locul 1, să ai și un preț bun. Da, totuși să nu vorbim de avioane și să avem și calitățile astea de, că asta e foarte important, rezistența ei și fiabilitatea. Bineînțeles că se știe, dar înainte lanternele Olight de vânătoare nu aveau atât de multe funcții, acum avem atâtea. Dar cu toate astea i-au mărit fiabilitatea, nici măcar n-au scăzut-o. Da? Deci chiar mi-au spus cei de la Olight, că știe, mă înțeleg bine cu ei, știu că am o dronă și m-au rugat frumos să fac ceva, dar să filmez, dar acum e prea frig afară și să o ridic, mi-au spus, vă dau cuvântul meu de onoare la 30 de metri să-i dau drumul de acolo pe beton, da? Deci gândiți-vă puțin ce înseamnă 30 de metri, deci e un bloc cu 10 etaje, cred, pe puțin, da? De să pice și a zis că nici măcar au curajul să și cred că nu se va sparge nici măcar geamul, doar să nu intre să pice pe o piatră, adică cu un din ăla vechi, adică să nu vină o piatră aici, normal că se va sparge, adică dacă pică pe o suprafață plană, ea nu va păți nimic, dacă asta e totuși o sticlă, nu e geam anticlonț.
deși și ăla se sparge în fine, da? Deci sunt, vorbim de chestii foarte, foarte avansate și ceilalți nici măcar nu visează la asta. Tot compar cu ceilalți, nu spun, nu dau nume că nu e, asta e interesul nostru, dar trebuie să o compar cu ceva, că na, asta e, așa funcționăm toți prin comparație. Da? Și normal, compar și eu cu alte lanterne, dar același, nu pot să zic același, de aceiași care vor se consideră a fi producători de top. Da? Deci uitați-vă cum arată oglinda asta din interior, e din metal, e o bucată solidă de metal, tot ce vedeți acolo în interior. Deci totul este un LED de nouă generație. Astea sunt deja, vorbim detalii, ce vă interesează, v-am spus deja. Găsiți detaliile pe site, am scris totul acolo. Bravo Light, o să fie mult de discutat pe baza acestei lanterne. Există deja în afară, în America, foarte multe review-uri pe YouTube, le puteți urmări. Deci este o capodoperă din punctul meu de vedere și nu doar al meu, dar îmi place. Deci e ceva, uitați-vă puțin cum au lucrat-o, da? Ia uitați, uitați puțin cum arată, da? Plus funcțiile care și bezelul ăsta, deci e genial, genial, totul e genial aici. Simplitatea asta, au avut curaj în anul 2019, când toate lanternele au început să pună ăștia și display pe ele, să le conectăm la telefoane mobile, să facem, să vorbească cu noi, nu știu, o nebunie de asta. Olight a scos tot, două moduri de funcționare are lanterna asta, mare și mic, punct, spune tot. Hai să vedem dacă clienții apreciază, noi tocmai am băgat-o pe site, eu sunt sigur că vor aprecia, pentru că e pe gustul meu, nu vreau un gadget cu care să mă joc, mă joc cu alte lucruri, nu cu o lanternă. Da? Ia uitați cum se vede LED-ul ăsta, hai să încerc să mă apropii, să fac un zoom. Deci pur și simplu, e oglinda asta, nu cred că redă camera cât ce văd eu așa, deci totul este la linie, deci este genial, genial. Hai să vedeau și amprentele mele aici. Se încălzește destul de tare, anodizarea asta la fel este genială, da? Și forma, designul, simplitate până toți porii și până tot, și am pus acolo și pe site, sunt două citate, chiar am discutat cu cei de la Olight și nu este o glumă, da? Este citatul lui Da Vinci și ei l-au trecut undeva mare acolo, simplicity is the ultimate sophistication, adică de fapt în era în care totul este complicat și se complică lucrurile, ei acționează fix în direcția opusă și simplifică lucrurile. Și de fapt asta este cel mai mare plus al brandului, pentru că ne dă exact ceea ce avem nevoie de la o lanternă pentru un anumit segment și activități. Deci e genial, genial. Da? La fel cum și Steve Jobs a spus ceva în legat de subiectul ăsta, că de fapt designul este e ceva care n-are nicio legătură cu modul în care funcționează un obiect, că de fapt oamenii se uită întâi la cum funcționează și apoi la cum arată. În fine, normal, există și un segment, însă nu, aceia nu sunt clienții Olight, pentru că nu, Olight face altceva. Deci ăsta este doar începutul, vă asigur. Da? Uite, deci pe segmentul ăsta, alimentat cu 18650, aveți în față lanterna supremă. Prima lanternă din lume, ce face multe lucruri și vi le-am arătat. Da? O puteți achiziționa de pe site-ul nostru, olightstore.ro. Abonați-vă și canalului de YouTube și dacă aveți Facebook, Instagram, suntem acolo, la România, ne puteți găsi. O să avem multe promoții, multe seturi, în fine. Deci cam ăsta este review-ul. Vă mulțumesc și cu siguranță o să mai fac multe filmulețe cu lanternuța asta.